Implanturile mamare, după ultimele tehnologii, sunt făcute din silicon, care este un produs biocompatibil. Este folosit nu numai în implantele mamare, cât și în alte tipuri de implante, implante la articulații, peste tot în organism se pot pune acestea, deoarece materialul care, din care este făcut este foarte bine suportat de către organism. Ideea este că implantul, după ultima tehnologie, este făcut dintr-un gel coeziv, în sensul că până nu de mult, deși și în prezent sunt folosite implantele cu seri fiziologici, care au în jurul lor o capsulă sau ca o pungă, să spun, făcută din silicon, care se umple ulterior cu serul fiziologic, cele noi, având avantajul că față de cele vechi, că nu își pierd volumul în cazul în care valva prin care se umple implantul cu ser fiziologic poate să scape treptat lichid, duce la o micșorare a sânului și apare apariția unor simetrii. Cele cu implant siliconic, cu gelul coeziv, faptul că chiar dacă se va sparge implantul, în momentul în care se strânge de implant sau se face o presiune pe el, gelul iese în afară, iar în momentul în care presiunea este eliberată, gelul coeziv reintră înapoi și nu curge prin organism sau apar diverse probleme. Pe lângă acest aspect în care își păstrează structura și forma sânului pentru o perioadă foarte îndelungată, ceea ce ne ajută foarte mult la formarea unei armonii corporale, arată mult mai natural și se simt tactil mult mai natural decât cele cu ser fiziologic și alte tipuri de implante mai vechi folosite. Acesta este asigură o stabilitate a formei sânului și a structurii armonioase a corpului. Este foarte important de știut că în jurul implantului, în mod normal, se face o capsulă care încearcă să-l izoleze de organism, punându-l cumva deoparte pentru a nu interfera ulterior cu alte probleme. Procedura de implant mamar se realizează ca și cale de abord, sunt mai multe pe care le putem alege, una prin spațiul axilar, în jurul areolei mamare, pentru o incizie de 2-3 cm, și prin șanțul inframamar. Depinde foarte mult acum și de dorința pacientului. În general, noi recomandăm calea și abordul inframamar, deoarece, ca și motiv estetic, în general, lumea spune că dacă se introduce implantul pe lângă areolă, cicatricea devine puțin vizibilă. Foarte mult și foarte important este capacitatea de vindecare a fiecărui pacient în parte sau fiecărei paciente în parte, pentru că dacă ea va face o cicatrice frumoasă în jurul areolei, va face la fel de frumos o cicatrice în jurul, în șanțul inframamar. În schimb, dacă va face o cicatrice urâtă, se va vedea foarte tare în jurul areolei, iar în șanțul inframamar, fiind acoperită de sân, căderea normală a sânului după o intervenție ușor acoperă zona de incizie. Ca și poziția implantului mamar, se pune în general sub mușchiul pectoral pentru a face o trecere lină de la nivelul toracelui superior spre sân, pentru a acoperi mai ales la pacientele care sunt slăbuțe, nu au capacitate și nu au un strat adipos considerabil în partea superioară a sânului, pentru a acoperi implantul, acesta putând fi vizibil mai ales în implantele puse sub glandular. Ca și intervenție durează un pic mai mult partea de sub muscular. Ideea este că totuși ca și procedură poate un pic mai delicată, ca și recuperare un pic mai greoaie, să spun, pentru paciente, se resimte ca o febră musculară, un pic nu sunt chiar durerile groaznice de care se tot vorbește în diverse forumuri. E o ușoară neplăcută, contează foarte mult cum pacienta percepe durerea respectivă, dacă este explicat, va percepe ca o ușoară febră musculară, care în general în 2-3 zile cedează, putându-și relua ușor activitatea. Nu folosim fire la piele, toate sunt folosite ca și fire resorbabile, nu trebuie scos fire, sunt niște plasturi speciale care se pun pe cicatrice pentru a favoriza o vindecare cât mai frumoasă, se numesc eristipuri. Ulterior, pacienta la 5 zile poate face duș fără nicio problemă, reluându-și după aceea ușor activitatea.
ca și tehnică chirurgicală, mai pot să adaug faptul că în cazul în care sânul este un sân cu o cădere, o optoză mamară, atunci se poate face o operație adițională pe lângă implantul mamar de ascensionare a sânului pentru a arăta o formă mult mai naturală și cu un aspect mult mai frumos. Avantajul, în primul rând, este avantajul unul de ordin estetic, un avantaj care se transpune în general și în partea de psihic al pacientei, faptul că își recapătă încrederea în ea, devine mult mai sociabilă, să spun, nu mai are complexul acela că nu are sân mici. Am avut foarte multe paciente care s-au plâns de faptul că au mers la diverse baluri cu niște rochii superbe din cauza lipsei unui volum important al sânului sau un volum care să fie în limitele armonioase ale corpului, rochile nu au stat atât de bine și atunci au fost un complex care și l-au putut rezolva prin această intervenție. Foarte important la această intervenție să se știe că se fac niște măsurători pentru fiecare persoană în parte, nu sunt niște mărimi care ne uităm cu ochiul liber și zicem dacă am atât ar trebui, pentru că la finalul intervenției pacientul trebuie să aibă un sân de o formă și un aspect armonios, să fie, să încadreze în contextul fiecărui pacient. Nu putem pune niște implante foarte voluminoase, cum apar la televizor, la o persoană subțirică, pentru că deja nu mai este frumos, este doar mare, este un sân mare. Și atunci noi încercăm să facem frumos pacientul, nu să-l facem doar pentru a apărea undeva la televizor. Au fost multe cereri și niște implante voluminoase. În general, implantele cu cât sunt mai mari și care sar din proporția corpului, în general atrag după sine și niște complicații ulterioare cu o cădere, deoarece aduce un volum și o greutate a sânului. Poate să apară o cădere a sânului mai mare, să apară optoză ulterior, poate să ducă la apariția unor probleme de simțirea implantului în anumite zone, pentru că el nu mai este acoperit complet de structurile glandei mamare care există și atunci poate să devină palpabil și poate să devină supărător. Poate să apară niște mici deformări pe sân din cauza acestei vizibilități și atunci, în general, noi încercăm să explicăm pacientei și tuturor celor care se adresează nouă că e foarte important ca să găsim o linie armonioasă a corpului, să punem un implant care se potrivește perfect pentru forma și structura toracelui și înălțimea pacientei, foarte important acest lucru. Ca și riscuri, în general, dacă respectăm anumite limite ale de care am vorbit anterior, sunt minime, riscul care poate să apară este în general contractura capsulară, organismul face în jurul implantului o capsulă ca să îl delimiteze de restul organismului. Capsula este normal să se facă la toate persoanele, este foarte importantă pentru că ne și fixează implantul ca să nu se plimbe sus-jos. Problema este că anumite persoane sunt anumite motive care intervin și poate să apară o capsulă asta foarte retractilă care încearcă să strângă implantul apărând niște deformări sau niște probleme. Nu se poate face o testare înainte. În general, poate să apară după 2, 4, 5, 20 de ani acest lucru. În schimb, dacă sunt puse sub planul muscular, cum am vorbit anterior, acest lucru în general este mai puțin vizibil și riscul de apariție capsulei să fie mai mic. Pe lângă faptul că la ora actuală implantele și tehnologia de producerea implantelor a evoluat așa de mult, încât riscul de apariție acestei capsule și probleme capsulocontracție la nivelul sânului este din ce în ce mai mic. Nu mai este atât de vizibil și, în general, riscul de apariție este foarte mic, la undeva la până în 4% ca și apariție la fiecare pacient în parte. Alt risc, riscul de ruptura implantului, dar problema nu mai este ca și implantele vechi cu gelul acela care curgea din implant și putea să se împrăște, să ajungă, să facă granulome siliconice la nivelul sânului, acesta revenind atunci la nivelul lui poate să apară o mică deformare la presiunea sânului. Se poate înlocui implantul fără nicio problemă. Sunt companii care la ora actuală, dacă ruptura implantului apare din cauza producătorului, acesta înlocuiește implantul și suportă și costurile intervenției.
Este foarte important de știut că, în general, implantul este destul de rigid. Au fost făcute tot felul de studii, nu apar probleme cu zborul, cu avionul, nu se întâmplă absolut nimic, este foarte solid. În general, numai dacă cumva are un defect de fabricație sau este un traumatism foarte puternic, un accident, Doamne ferește, rutier sau o înțepătură efectivă cu ceva contondent la nivelul implantului. Ca și risc, chiar dacă se rupe, nu este nicio problemă pentru viața pacientului. În schimb, este doar forma de problemă estetică. Sunt multe paciente care, chiar dacă au avut apărut o ruptură a implantului, de multe ori nici nu s-a observat. Numai la o ecografie sau la un control mamar s-a observat că ar fi fost o fisură în capsula respectivă. Pentru garanția implantului, producătorii foarte mulți, ca și implant, ca structura implantului, în general, el nu se modifică în timp. În general, își păstrează forma și nu sunt probleme de modificări. Problema este că corpul nostru nu este veșnic, noi în general gravitația își spune cuvântul și atunci în mod normal la un moment dat în timp poate să apară o cădere a sânului și o necesită o ridicare a sânului pe implant sau schimbarea implantului punând unul puțin mai mare ca să corectăm această problemă. Garanția producătorilor în general este 10 ani de zile în cazul în care apare o problemă din cauza implantului, să fie o ruptură și atunci se poate înlocui fără nicio problemă. În cazul în care sunt paciente care au în general peste 20 de ani de când au implante mamare și nu au nicio problemă, problema este de capsula contracție de care am vorbit anterior, care poate să ducă la o necesitate, o revizie a intervenției. Este foarte important ca pacienta să vină la controle regulate, cum sunt indicate de către noi, pentru a putea urmări dacă apar modificări, dacă apar ceva probleme, pentru că dacă le întâmpinăm din timp cu diverse metode terapeutice, le putem corecta să nu fie nevoie de o intervenție. Veșnic, nu putem să spunem, deși anumiți producători garantează că sunt pe viață ca și implant, problema este de corpul nostru care în general este într-o continuă transformare și atunci nu putem să fim, chiar dacă rămâne implantul la fel, aceeași formă, sânul se modifică pe el. Și atunci posibil să fie nevoie de o revizie a implantului și a sânului. După implant se poate face mamografie fără nicio problemă, mai ales dacă este pus în spațiul retropectoral, pentru că noi nu avem treabă cu glanda mamară, noi pur și simplu ridicăm glanda mamară împreună cu mușchiul pectoral unde introducem în buzunarul respectiv implantul, iar glanda se poate vedea ulterior fără nicio problemă, pentru că este total detașată, deci nu poate să interfere cu nicio problemă pentru mamografie sau ecografie mamară, iar cu alăptatul, atât că în momentul în care noi nu intervenim deloc pe glandă și ne detașăm de ea fără nicio problemă prin intervenția chirurgicală, ridicând-o, alăptarea este posibilă fără nicio problemă. Poate să apară probleme de alăptare în momentul în care se face și o ridicare a sânului în care poate să fie interceptate niște canale galactofore ca să fie o problemă de alăptare. În rest, în general, nu sunt probleme. Problema este că după alăptare sau în timpul alăptării și după o perioadă sânul se mărește în volum peste implant, pielea se întinde un pic, iar dacă pacienta nu are o capacitate a pielii care se retracte la volumul care l-a avut înainte de alăptare și de sarcină, posibil să apare o cădere a sânului și atunci să apară o diferență între ce a fost înainte și ce este acum și atunci să fie nevoie de o mică revizie la nivelul sânului. Dacă pacienta rămâne însărcinată și are un implant mamar, nu pune nicio problemă. Important este ca în momentul intervenției și câteva luni de zile după aceea să nu rămână însărcinată sau să nu fie însărcinată în momentul respectiv, pentru că contraindică acest lucru, pe lângă anestezicele și anestezia generală, plus o traumă la nivelul sânului și la o persoană care este însărcinată nu aduce beneficii și poate să piardă sarcina. De aceea e foarte important ca pacientul la momentul intervenției să fie fără nicio problemă, iar modificările care apar ulterior pe sân se rezolvă fără nicio problemă prin capacitatea organismului de a retrage pielea la nivelul care a fost înainte. În cazul în care apară diferențe de volum și de un exces de piele, atunci se poate face o corecție ulterioară. Dar implantul nu intervine sub nicio formă în a modifica cumva lactația sau efectiv este numai strict de problema de după ce se oprește alăptarea și sânul își începe să-și revină la forma normală. Există o alternativă la implantele mamare la ora actuală, ultimul trend acum, deși înainte nu este un trend nou, este de fapt o reactualizare a unei vechi tehnici de lipofilling, se face un transfer de grăsime
obținut de la pacientă, care se injectează la nivelul sânului sub glandă și în jurul ei pentru a face o mărire a sânului. Tehnica a fost folosită cu mulți ani în urmă, nu a fost decât acum, în ultimii ani, a fost reactualizată și a început pe scară largă să se facă acest lucru. Problema este că, în general, cu lipofilling nu se poate face un volum foarte mare al sânului din prima, posibil să fie necesare mai multe ședințe pentru a mări sânul și pentru că o parte din grăsimea care este transferată se resoarbe, o parte se reintegrează și atunci poate să apară niște o intervenție ulterioară pentru a ajunge la un volum la care pacientul își dorește. La un implant este mult mai simplu pentru că noi întindem structurile care există acolo și atunci e printr-o singură operație, în general ajungem la un volum pe care pacientul îl dorește. Absolut, după fiecare implant mamar sunt niște reguli foarte importante pe care pacientul trebuie să le respecte pentru a minimaliza apariția complicațiilor ulterioare. În primul rând, este foarte important ca pentru primele 2-3 luni de zile să poarte o bustieră zi și noapte, numai în momentul în când face duș sau se schimbă, trebuie să-l dea jos, după care el trebuie să-l poarte non-stop pentru a putea susține implantul și a-l ajuta să-și facă o capsulă și într-o poziție care este aranjată de noi, pentru a nu avea probleme de deplasarea implantului, ascensionarea lui și atunci este foarte important ca pacientul să respecte cu strictețe. Sau au fost paciente care, din păcate, nu au simțit necesar să poarte bustierea peste cuvântul nostru și au fost niște probleme în care implantele au coborât un pic și atunci a trebuit făcut o reintervenție pentru reascensionarea implantului. O altă lucru foarte important pentru paciente este că în primele 2 luni de zile nu să fie interzis să doarmă pe burtă, pe parte din implant, tot prin același lucru, pentru că el, până se fixează la locul unde a fost implantat, poate să se deplaseze stânga-dreapta, să apară rotații și atunci este foarte important să aibă grijă. Traumatismele sunt contraindicate la nivelul respectiv, expunerea la soare, pentru că sânul, chiar dacă la suprafață este ok, este a fost o traumă chirurgicală care duce la o mică inflamație a sânului și până se rezolvă în câteva luni de zile, este important să nu aducem o altă traumă, cum este soarele, care duce la inflamarea și mai tare a zonei și poate să ducă la apariția unor complicații. Alte lucruri foarte important este ca pacienta, mai ales dacă este pusă sub mușchiul pectoral, să nu se apuce în primele 2 luni de zile să ridice greutăți mai mari de 3 kg, pentru că duce la o contracție destul de agresivă asupra mușchiului pectoral și poate să ducă la fel o mică deplasare a implantului sau depoziție. Ridicarea brațelor deasupra umerilor, coatele să nu se ridice mai mult deasupra umerilor pentru a nu dezgoli implantul de mușchiul pectoral. Bine, toate lucrurile acestea am avut paciente care s-au speriat că au ridicat din greșeală coatele mai sus de nivelul umilor, s-au speriat că e o problemă. În general nu se mișcă așa de ușor implantul, el este foarte bine tot acolo, dar în general ne luăm toată marja de siguranță pentru a putea după 2 luni de zile, 3 luni de zile ca pacienta să fie fără nicio problemă, să nu apară modificări. Există foarte rar complicațiile acestea, dar încercăm să le prevenim prin aceste măsuri. Este un scandal la ora actuală cu implantele PIP, de care s-a vorbit foarte mult. Chiar la ultimul congres de chirurgie estetică la care am fost, s-a discutat foarte mult pe marginea lui. Au fost niște colegi din Italia în care numărul implantelor PIP au fost număr foarte mare puse. După scandalul de la televiziune, multe pacienți au dorit să schimbe implantele respective. Ei au luat fiecare implant în parte, l-au testat în toate tipurile de teste care au fost posibile făcute și au descoperit că nu toate implantele PIP au fost cu probleme. Se consideră că a fost un lot în care a fost un silicon de proastă calitate. Din ce motive nu s-a spus, pentru că nu se știe nici la ora actuală de ce. E un lot care au fost cu probleme și atunci acelea într-adevăr au niște modificări. Restul sunt fără nicio problemă. De aceea noi, în general, încercăm să mergem pe niște firme și niște producători de implante care sunt consacrate, care au cel mai important lucru în spate, testul timpului, care au avut milioane de implante puse și pacientele au avut o satisfacție de 100% după acest implant, fără nicio problemă. Și atunci încercăm să mergem pe firmele care sunt de mulți ani pe piață, cu studii foarte mari făcute în domeniul implantelor de silicon, pentru a nu avea surprize neplăcute, cum au fost cele cu PIP.
scandalul acela, într-adevăr, cel mai ideal ar fi fost dacă producătorii ar fi spus, domnule, de la seria cu tare până la seria cu tare, pentru că fiecare implant are o serie individuală, după care putem să localizăm și să ne dăm seama ce tip de implant, în ce lot a făcut parte, se spun în care a fost făcut siliconul de proastă calitate, atunci ar fi știut și pacientele, pentru că fiecare pacientă primește un carnețel în care sunt notate seria și tipul de implant care a fost făcut, după care se poate recunoaște. Au fost din cei ce ne-au spus cei din Italia, au spus că au fost persoane foarte multe cu implanturi PIP fără nicio problemă, care au rezultat numai cu ochiul liber uitându-te la ele macroscopic fără nicio problemă, și la testele de laborator la care au fost supuse au fost fără nicio problemă. Într-adevăr, au fost câteva loturi cu probleme, de unde a apărut și scandalul la nivel mondial. În general, în România nu au fost puse atât de mult. Noi, în general, lucrăm cu firme mult mai mari decât aceste PIP-uri și atunci nu am avut cazuri. Personal n-am avut niciun caz cu această problemă și nici colegii mei, din câte știu, nu au lucrat cu acest tip de implant.